Bună! Ne auzi? Să vă uit? Da, bună seara! Bună seara! Eu vă aud foarte bine! Salut, Ștefan! Noroc, Monica! Noi te auzim și te vedem bine! Te vedem bine, Ștefan! Ce oră e la tine acum? 7:50 dimineața! Ah, deci tu abia te-ai trezit sau lasă-mă să te întreb altfel. Tu măcar te-ai culcat noaptea asta? Te-ai odihnit un pic? Ai dormit? Deci așa, m-am culcat la 3 dimineața, am dormit 4 ore, m-am trezit acum pentru emisiune. Probabil o să mai dorm 2 ore și după care o să-mi pornesc ziua. Așa. Tot și un pic de vreme la 7 dimineața să pornesc ziua, nu știu. Ștefan, uite, eu întrebam pe mama mai devreme despre când ai început tu de fapt să cânti. Și ea ne-a zis că de la 2 anișori. Tu îți mai amintești cum a fost atunci la 2 anișori? Țin minte, unele momente, evident, au trecut foarte mulți ani de atunci. E un pic dificil să-mi amintesc toate chestiile astea în cu mult detaliu. Însă da, pot practic să-mi amintesc că muzica a fost o parte din viața mea practic de când mă cunosc. De la 2 ani începusem să cânt, de pe la 3 părinții au zis că uite, e timpul să mergem și pe la niște festivaluri, concursuri, am început să călătoresc și cam așa, cam practic a durat toată viața chestia asta. Deci da, de la 2 ani aproximativ iese. Ștefan, să știi că mie mi se pare că copiii care cresc în lumina reflectoarelor pe scenă, în fața publicului, cu siguranță se dezvoltă diferit. Ei sunt altfel decât ceilalți copii. Tu cum simți că ți-a format caracterul faptul că ai crescut în lumina reflectoarelor? Depinde. Există majoritatea chestiilor, bănuiesc că sunt pozitive, este și o parte mai negativă la toată chestia asta. Însă o să vorbim mai mult despre părțile pozitive. Mă refer la faptul că atunci când mergi la fel de fel de evenimente, concursuri, festivaluri, întâlnești o grămadă de copii care la fel cântă, sunt muzicieni, sunt talentați. Deci reușești să interacționezi cu foarte multă lume, lucru care nu ar fi normal pentru un copil de 6 ani. Știi ce zic? Adică atunci când de la 2-3 ani începi să participi la fel de fel de concursuri, concerte și asta, e legătura cu diferiți organizatori, compozitori, toată această viață de a sta în studio până dimineața, de a face orele de canto, finisești școala, te duci să faci pian, te duci să faci chitară, solfegiu, iarăși ai de călătorit. Adică cumva bănuiesc că și te maturizează un pic mai rapid decât în circumstanțe normale. Însă, da, adică este și partea negativă la chestia asta, adică sacrifici o parte foarte, foarte mare din copilărie, niște lucruri pe care nu prea mai reușești să le trăiești niciodată. Dar este un compromis pe care l-am acceptat și astăzi deja am 23 de ani cumva, adică mergem înainte, avem deja, adică privim puțin lucrurile diferit. Ștefan, povestește-ne puțin și despre ce faci acolo, la Los Angeles. Tu ai trăit o bună parte la Londra, ai stat, în Marea Britanie. Și te-ai mutat la Los Angeles. Faci producție muzicală. Fac producție muzicală. În ultima perioadă încerc să mă apuc să fac poate mai multă muzică și pentru mine, să cânt mai mult, pentru că luasem o pauză. America, practic, și Los Angeles-ul ca oraș este al 5-lea oraș în care m-am stabilit. Inițial am stat la Chișinău până aproximativ la 17 ani, după care m-am mutat la București. Am stat un an cât am făcut parte în proiectul Vocea României. După care în 2017, pe la finele anului, m-am mutat în Amsterdam ca să studiez producție muzicală și inginerie în audio. După asta am stat în Los Angeles o perioadă de câteva săptămâni, m-am mutat la Londra, am stat câțiva ani la Londra, iarăși cumva tot făceam zborul ăsta spre Los Angeles pentru că simțeam că e orașul în care mă regăsesc cel mai bine și uite, în 2022 a fost să fie, în aprilie m-am mutat definitiv, momentan sunt aici și cred că o să fiu aici o perioadă bună. Cel puțin așa pare momentan. Vreți să-i spuneți ceva lui Ștefan, doamna Angela? Că așa îl priviți cu atâta admirație și cu atâta dragoste. Vreau să-i spun că îl iubesc foarte mult și mi-e dor de el.
Mămica și eu te iubesc, las că vii la mine în ianuarie. Ștefan are grijă aici, nu știu, este și surioara mea la Londra, de fapt e la Chișinău acum. Julie la Chișinău, da. Da, treci câteva zile, dar mă străduiesc, adică să organizez o vacanță pentru mămica, pentru Julie, măcar în 10 zile aici în Los Angeles, e cald, palmieri, ocean, frumos, numai decât vă aștept cu drag. Mulțumesc. Vreau să zic că Ștefan n-a dormit noaptea, că a lucrat la o piesă pentru Julie, fiindcă Julie filmează film pentru examen și Ștefan cumva o ajută foarte mult și uite cum zici tu, Ștefan, diaspora noastră lucrează. Diaspora, da. Da. Asta-i. Ștefan, ești foarte bravo. Noi suntem cu toții cumva mândri de tine și vreau să-i mulțumesc pe această cale că Ștefan are foarte mare grijă de copiii de la studioul RAV Studio și tot ce face RAV Studio trece mai întâi prin Ștefan și apoi se întoarce la mine și nu există niciun milimetru care Ștefan nu știe ce și cu idei noi și mulțumesc frumos. Da. Cel puțin ceea ce legat de studio pot să zic următoarea, nu știu dacă avem timp în emisie, dacă reușesc doar un minut puțin să elaborez la subiectul ăsta. Eu crescând în studioul respectiv, făcând ore de canto, respectiv ocupându-mă și cu taică-meu în studioul respectiv, am așa o nostalgie și am foarte multe amintiri legate de locul respectiv. Pentru mine, ca să văd că acum mămica se ocupă cu copiii, face orele respective de canto, face înregistrările propriu zis. Toate aceste momente parcă cumva, nu știu, mă motivează să ofer și eu o mână de ajutor, să fiu și eu acolo, adică indiferent dacă eu cel mai mult acum, hai să zicem, lucrez cu oamenii de aici, din America, oricum parcă mi-aș dori cel puțin pentru generația nouă, pentru că avem foarte mulți copii talentați în Republica Moldova și mă gândesc că e păcat să nu se ofere un pic de atenție și acolo măcar. Ștefan, mulțumim foarte mult. Mulțumim că te-ai trezit atât de devreme. Te lăsăm să te odihnești în continuare. Odihnește-te puțin și te așteptăm la Chișinău. Mersi tare. Vă mulțumesc frumos pentru invitație. A fost o plăcere să discutăm și vă doresc și dumneavoastră o seară frumoasă în continuare și să ne revedem cu drag. Așa să fie. Așa să fie. Mulțumim frumos.